Gata, da? Da. Păi, știi, am găsit mulțimea, o avem aici, am construit o altă mulțime, vrem să o găsim, de fapt, vrem să o determinăm, am construit o proprietate. Și pe baza proprietății acestea, nădăjduim noi să o prelucrăm și în final să găsim și elementele mulțimii acestea. După care cu cele două mulțimi să începem să facem operațiile care știm noi, de reuniune, intersecții, diferență, nu? Cele trei operații. Deci, hai să ne amintim, am zis că mulțimea B e formată din toți acei X întregi pe care, dacă îi locuim în proprietate, după calculul pe care îl facem în final, nu acceptăm decât pe cei X care ne vor conduce la niște X întregi. Da? Deci așa trebuie să înțelegem, în cuvinte tradus. Deci după ce înlocuim în fracția asta, atenția, sunt fracții, da? Rezultatul trebuie să fie un număr întreg. Dacă ai ceva de cum am dat oare bine proprietatea mulțimea AB? Da. Am dat-o bine, zici tu, da? Ce este B-ul? Bine, ai uitat să pui acolada la sfârșit. Am uitat să pun ce? Acolada. Numai acolada, oare? Da, și... jos n-am de unde să știu. Păi cum n-ai de unde să știi? Da. Trebuie să pun condiția aceea. Uite cum am pus-o de data trecută. 3 minus 2. Deci neapărat, nu eu pixul de pe foaie, nu eu pun virgula și trebuie să continu obligatoriu cu toată șmecheria asta de aici, fiindcă mi-e greu să o scriu încă o dată, am să o notez cu, cum ai zis tu, cu ce să o notez noi? Cu un Y micut, nu Y mare, Y mic, da? Așa, un Y de egal. Deci Y Deci Y mic, dacă notez cu un Y mare, înseamnă că mă gândesc la o mulțime. Acum mă gândesc la valoarea asta, acestei okay. expresii. Hai să zicem E, sau numitor, uite, N, M. Uite, așa o notăm, N mic, N, M. Numitorul diferit de 0. Nu uităm niciodată. N, M diferit de 0. Asta e urgența urgenților, nu? Când văd fracție, imediat stau și văd, neapărat numitorul diferit de 0. Ca să stau de vorbă cu o fracție, ca să stau de vorbă cu ea, trebuie să mă asigur că numitorul diferit de 0. Toată expresia aceea, să fie diferită de 0. Iată, conotăm cu ceva ca să ne fie mai ușor și punem NM acela diferit de 0. Este esențial lucru. Totdeauna, orice, cât ți-ar fi de greu, în ce situații te-ar afla, cum să spunem, pe pandemie să fii. Să fii în pandemie și tot pui condiția numitorul diferit de 0. N-ai voie. Să fii în pandemie. Deci în orice condiții trebuie să pui neapărat, urgent, condiția numitorul diferit de 0. Când vezi fracția, imediat sar și pui numitorul diferit de 0. Deci asta trebuie. Sigur că acum ar trebui să o prelucrăm un pic. De fapt, toată fracția ar trebui prelucrată, nu așa? Da. Și tu ai spus că ai sesizat ceva, ți-amintești tu că 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 100... Știai tu să o calculezi? Dacă nu, trecem la mână și o calculăm. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Mi-am adus aminte. Cum? Stai un pic. Că tot lucram la ea între timp ce s-a întâmplat eroarea. Aha. Ok, gata. Deci 1 plus 2, să iau și eu de parte. 2. Plus 3. N-am putut să scrii pe toate, că eu sunt cea care le-a scris pe toate.
Deci plus 100 ăsta, cu cine este egal? 5050. Cum ai făcut? Deci nu am calculat fiecare, că ar dura cam mult timp. Pur și simplu... Ai intuit? Ai intuit așa? Da. Nu cred, nu, mă, nu, eu nu merg pe intuiție. Dă-mi un secret, dă-mi ceva ca să mă agăț. Bine, eu nu am calculat 1 plus 99, după aia 2 plus 98, așa, până la 50. Cam să-i sensat că 50 e doar el și 100 rămân necalculate, adică nu poți să le grupezi. Deci și l-am grupat pe alea, l-am pus la o parte, 150. Da. Și după aia am realizat, după aia... Ai văzut câte sute până sunt? Da. După aia am numărat de la 99 până la 51, care mi-a dat logic 49. Da. Adică 49 de grupe care le-am înmulțit să fac 100. Și am înmulțit 49 cu 100, care a dat 490. 4900. 5050. Da, deci 4900 și cu 150 fac 5050. Este excelent. Dar să știi că nu m-aș fi dus capul așa. Deci ai avut o inspirație foarte rapidă, că tu ai văzut așa, că în fața aici ar fi 99, 99 cu 1 și a făcut 100. Da. Tu m-ai luat pe 2 cu 98 și tot ai făcut așa până ai ajuns la 49 cu 51. Nu, n-am făcut așa. Da, cum? Dar nu, eu nu am grupat. Dar? Pur și simplu să-i zic că în total ar fi 49 de grupe. Păi da, bun, dar... Dar eu nu am calculat, adică nu l-am grupat, să zic. Dar, prietenii noștri, trebuie să le spun, tu ai simțit egheșițul. Tu ai simțit egheșițul că sunt, fără să te duci până la capăt, dar secretul ăsta a fost că 1 și cu 99 fac 100, nu? Da. 2 și cu 98 ăla din față fac iar 100 și te-ai dus până la 51 cu, nu, 49 parcă vine, nu? 49 cu 51. Care e ultima grupă. E ultima grupă, corect, care fac 100 și ai numărat câte grupe de acestea, de la 1 până la 49, sunt 49 de grupe. Să nu merg oricum, e deja logic. Da, pe tocmai că e logic, pe faptul că e logic, eu vreau să spun, să le explic prietenilor noștri cum ai gândit tu în varianta asta atât de interesantă, de ai făcut sutele acelea, în grupajul care ai gândit, sunt 49 de sute, deci 49 ori 100, ci plus 50 care a rămas între negrupat, când ai mai avut cu cine, 50 și 100 plus 150. Deci rezultatul corect este așa cum ai văzut tu, foarte, foarte bine, 49 ori 100 și plus 150 și fac 5050. Deci 5050 minus 5050 e 0. Așa. Imaginează-ți dacă trebuie să grupezi pe toate și te dă 0 sus. Deci eu trebuia să dau, să fi spus 0, nu? Acolo la numărător. Da. Dar ce? Am vrut să văd dacă știi suma asta. Și acum este practic B, e formată din toți acei X, scrim din nou, nu? B e formată din toți acei X din Z, cu proprietatea că bară 0 supra 7x minus 14 ori 3 la 100 minus 3 la 99 să aparțină lui Z. Cu virgulă, toată șmecheria asta diferită de 0. Cu virgulă, cum am zis noi, numitorul, nm, diferit de 0. Și cum gândim mai departe?
Jos ar putea să fie aproape orice număr Z. Deci jos poate să fie orice, orice, dar ce ți-e teamă să nu fie cumva? Zero. Zero. Deci ar trebui să te interesezi când ăsta face zero, ca să dai valoarea aceea deoparte. Deci aici la X. La găsirea lui X, cum o face pentru găsirea? Pentru găsirea lui X, luăm asta egală cu 0, toată asta deoparte și vedem la ce ne conduce. Care X va fi acela pentru care să fie 0? Nu? Așa trebuie. Deci noi luăm negația, luăm pericolul. Când asta ar fi 0? Și atunci vedem ce X ar presupune lucrând-o pe asta de la numitor ca acel X să-l dăm deoparte. Că ne teamă tare mult. Tare mare frică avem ca numitor, ca nu cumva numitorul să fie zero, că ne-am ars, ne-am ars, nu putem face împărțirea. De aceea încă mai avem de lucru și ne interesăm de cine? 7x, te rog să vorbești tu, 7x minus? Minus 14, pe lângă 3 la 100. La 100 minus 3 la 99, că tu nu puteai să pui și tu un împărțit. Era mai ușor dacă puneai împărțit și nu minus. Am înțeles, 3 la 99, ai dreptate. Am să pun aici împărțit la 3 la 99, mai departe. Yay! Da? Modificăm, mai adăugăm așa cum ai spus. 3 la 99 împărțit la 3 la 99. Egal cu 0, nu? Egal cu 0 acum. Echivalent cu? Poți să zic mai 37x minus 14 ori 1, 3, pardon. Dă-te un și 3, stai că nu înțeleg bine. 3 la 100. Ah! Bine, și tu ce ai făcut acum? Eu mai ai adăugat atât, împărțit la 3 la 99. Deci nu trebuie să... eu mă gândeam să zici 3 la 100 împărțit la 3, nu. Îți plăcea tu de aici, în loc de minusul ăsta. Da. Am înțeles, dar eu l-am lăsat așa. Ok, dar de ce ai pus aia și n-ai pus și în sus? Nu trebuie să pui și sus? Sau? Unde se pun și nu la... ai pus. Ai pus, scuze. Ce să fac eu acolo? Că nu pot, trebuie să... Fiind o scădere, ce trebuie să fac la puteri, știi? Bine? Fiind o scădere între... Factorul comun. Asta era. Asta era. De 7x minus 14 pe lângă... Vorbește tu de acum. 3 la 99 ori 3. Da. Minus 3 la 99. Da. Totul de împărțit la... 3 la 99. Echivalent cu... Egal 0, nu? Egal 0. Da. Echivalent cu... 7x, vorbește. Stai puțin. Se repară aici. Am înțeles greșit. Ok. Ok, dar... 7x minus. Nu știu cum o să pun eu paranteză pătrată? Sau? Că vrei să scoți. Nu, nimic, e produs. Produsul nu trebuie să pui paranteză dreaptă. Deci 14 ori
scoatem factor comun acolo. Ori cine? Care e factorul? 3 la 99. Și acum deschidem paranteza și din primul termen rămas. A. 3 și 1. 3 ori 1 e 3. De fapt, numai 3, că 1 a rămas dincolo. Da? Acolo e vreo să spui tu. Corect. 3 minus 1, așa vorbești. 3 minus 1 împărțit la 3 la 99. Da. Egal 0. Echivalent. Și acum ai de făcut împărțirea asta. Împărțirea este de împărțitul 14 ori 3 la 99 ori 3 minus 1 face 2, nu? Da. Și împărțit la 3 la 99. Deci să scriu încă o dată 7x, dacă vrei scrii și tu, ori nu, 7x minus 14 ori 3 la 99 ori 2 împărțit la 3 la 99 egal 0. Cum se face împărțirea? Ne uităm dacă găsim unul din de la de împărțit, dacă găsim de la de împărțit un factor, că văd că e un produs, dacă găsim un factor care să fie ca o putere a lui 3. Sunt trei factori în produsul de la de împărțit. E 14, e 3 la 99 și 2. Dacă unul din ei se împarte la celălaltul. Perfect. Se împarte 3 la 99, se împarte la 3 la 99, da? Da. Și împărțirea s-a făcut exact, ca și cum ar fi o fracție și simplificăm acum. Știi că 3 la 99 poate fi la numitor. Și cum simplificăm 3 la 99 cu 3 la 99 de jos. Da? Deci în clipa în care unul, numai unul din factori, nu și 14 și 2. 1 să se împarte exact la 3 la 99. Și este 3 la 99, la, cu 3 la 99 îl tăiem, pur și simplu, la împărțire, adică nu mai are nicio valoare, rămâne 1. Și rămâne doar așa, echivalent. Te rog să spui tu cu cine este echivalent acum. 7x minus 14. Da. Ori 2. Corect. Egal cu 0. Perfect. Echivalent. Facem mulțirea. 14 ori 2. 14 ori 2, 28. Deci 7x minus 28 egal cu 0. Deja știu cine e x-ul. Sigur că da. Deci de aici rezultă deodată. X egal 4. X egal cu 4, corect. 4 ăsta este periculosul. 4 e deci, periculosul. Acum la X aparține lui Z minus acolo 4. Așa, minus acest element periculos care ne dă bătaie de cap și face numitorul 0. Deci ca să fie corect definit, acum vom adăuga, pentru că am pus condiția aceea, numitorul diferit de 0, ne-am interesat când ar fi 0 și atunci corect este așa, B aparține lui X minus Z mai puțin elementul 4. Minus mulțimea formată din 4. Și cu asta am făcut, nu mai am definit. Deci
În clipa asta, proprietatea de caracterizare am aranjat-o elegant, corect, că am făcut numărătorul și mi-a dat 0. Ne-am asigurat că numitorul ar fi periculos să fie 0 și acea valoare am dat-o deoparte, am pus-o aici în acoladă, Z minus elementul 4, și acum să văd proprietatea. 0 împărțit la ceva, cât este? 0, poftim? 0 împărțit la ceva, cât face? 0. 0. Și 0, ca rezultat, ce fel de număr este? 0. 0 împărțit la ceva, diferit de 0, este 0 împărțit la ceva, face 0, ai spus 0. Bine, și 0 este număr întreg. 0 este număr întreg. Așadar, în mulțimea B, pot să încep să pun elemente. Pot să pun, până are puncte, puncte, pot să pun pe minus 2? Da. Da. 0 împărțit la ceva aici, înlocuim pe x cu minus 2, nu va mai face 0. 0 împărțit la ceva face? Face 0. Și rezultatul este număr întreg. Deci minus 2 e bun. Și minus 3 și minus 4 și câte ori fi toate, toate până la minus infinit. Dar minus 1 este corect? Da. E bun și minus 1. Dar 0 dacă îl pun. Pe x da. Egal cu 0. Dar nu putem să punem b egal cu z minus 3. Z minus 4. Deci putem pune așa. Pe 0, pe 1, 4, pe pardon. 2, pe 3. Dar n-am voie să-l pun pe 4, îl sar pe 4, că 4 îmi creează mari probleme. Pe 5, pe 6, pe 7. Exact, exact tot Z-ul mai puțin 4. Deci B-ul este, așa cum vedem, este egal cu Z. Z mai puțin 4. E foarte clar că am găsit și pe B. B-ul este tot Z-ul în afară de un singur element care ne-a creat o problemă. Și asta pentru că numărătorul a făcut 0 și 0 împărțit la oricine, la oricine, face 0 cu excepția situației ce să nu cumva să fie 0 la numitor, că jale. Și atunci, mulțimea B e toată mulțimea B e toată mulțimea numerelor întregi, dar în afară de elementul acesta care îmi crea mie o problemă, în afară de 4. A-ul știu, pe B-ul l-am aflat acum, hai să le scriu una sub alta, pe cele două mulțimi, și să încerc să fac operațiile. Da? Deci A cât este? Hai să vedem. A este 12, 4, 6, minus 6, 2 și 0. Uite-te că parcă așa. Eu am știut un pic și nu știu dacă este corect. Uite-te când am găsit noi mai devreme. 2, 0, minus 1, minus 2. Nu, și 12. Ia uite-te la A. Uite, Mărica, parcă 12, 4, 6, minus 6, 2 și 0. Ba da. E bine, nu? Deci, ok, stai. Da. Știi că 12. Cum găseam un element, îl puneam aici. Deci 12, da. 4, 6, 4, minus 6. 6. Minus 6, 2, 0. Și atât. Și atât, da. Da. Asta a fost. Iar B-ul pe care am găsit-o acum. Am uitat să le pun eu, asta s-a întâmplat. Ai uitat să le pui. Bun. Iar B-ul este. Dar bine că l-aveam scrise. Mm-hmm. Deci. B-ul este puncte, puncte, minus 2, minus 1, ca să vadă prietenii noștri. Minus 1, minus
Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 5, 6, deci lipsește 4. E un gol, da? 4 nu-i. Până la plus infinit. Și acum să facem toate operațiile pe care le propunem să le facem, adică reuniunea, intersecția, diferența. Ia să văd ce înseamnă A reuni cu B. Adică, stai. Punem cea mai mare. Scrim 12, 6. Da, dar scrim pe B mai întâi, că ea e mai amplă. Deci o scrim pe cea mai amplă și pe urmă mai punem... Bine, ce credem... să scriem pe B. Bine. Deci pe B o punem întâi, da? Că nu are importanță pe care o punem. Minus 4. Repunerea la un loc. Înseamnă așa. Puncte. Mai întâi pun pe B. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3... 5, 6, puncte la infinit. Am pus-o pe B și acum mă uit la A dacă are ceva în plus față de B, ca să mai adaug. 12 este. Da. Hai, condutul. Următorul element, care ar fi? Stai. Deci, cam atât? 6 este? Da. Este. Minus 6 este? Este. 2 este? Este. 0 este? Este. Cine nu este? În ce am scris acum? Ce am scris aici? Cine nu este? 4. Și tocmai el este cel care completează golul ăsta. Deci 4 care nu este, vine aici și îl punem de la mulțimea. Și am completat în felul ăsta. Ce am completat? Era înainte Z mai puțin 4. Dacă o veni și 4, cât face reuniunea asta? Z-ul. Tot Z-ul. Foarte bine, bravo. Fără niciun minus. Fără nicio supărare, am completat. Deci toate elementele sunt prezente. E tot Z-ul în totalitate. Da? Este Z-ul în totalitate și iată ce fericiți suntem la reuniune. La intersecții, să te văd acum. Deci A intersecta cu B. Cu cine este? Hai că îmi place acum. Cât intersecția, adică ce au comun cele două elemente, cele două mulțimi. 12, 6, minus 6, 2, 0. Foarte tare. 12, 6, minus 6, 2, 0. Și 0, sigur că da. Bravo, Marica. Uite, mă bucur foarte tare. Nu l-aveau? 4. Deci 4 nu-i comun. Singurul care nu-i comun și tu l-ai sesizat. În rest, pe toate le-am trecut comune. Și 12 că se este aici, și 6, și minus 6, 2 și 0. Excelent. Se văd că face A minus B. A minus B. Tot ce e în A și nu e în B. Tot 4. Ce este în A? Cu cine? 4. 4, bravo, Mărica. 4. Excelent. Și B minus A? Tot ce e în B și nu e în A. Așa. Puncte.
minus 7. Deci minus 7, da, am înțeles ce vă spui. Bun. Deci până la minus 7 tot. Da. Apoi. Păi, 1, putem să-l punem. Și 0. Deci, minus 6 n-ai voie să-l pui. Dar minus 5 ai voie să-l pui? Ba da. Așa. Deci l-ai sărit pe minus 6, că l-ai văzut aici. Apoi, minus 4 am voie să-l pun? Da. Da, îl pun ca să vedem corect. Pe minus 3 am voie să-l pun? Da. Minus 3, corect. Minus 2 am? Pot să-l pui. Bine. Minus 1? Pot. Minus 1, corect. Pe 0? Nu. Nu, lăpășesc. Începe urmă pe cine să-l pun? Pe 1? Stai. Așa, ma. Pe 1 putem. Deci pe 1 putem. Pe 2? Nu. Pe 3 da. Pe 3 da. Pe 4 nu, pe 5 pe da. 4 nu, pe 5 da. Pe 6 nu, 7 da. Pe 5, pe 5 da, pe 6 nu, foarte bine ai spus, pe 7 da. Și pe 8. Și 9, pe 8 și pe 9. 10. 10. 11. Și o să pun ultimul 13 și după aia puncte, puncte, puncte. 13 și pe urmă puncte, puncte. Bravo, Mărica. Excelent, excelent. Bravo. Mă bucur mult. Excelent, ai văzut exact că punem tot ce e în B și noi am stat cu ochiul pe B și nu este în A. Și nu este în A. Deci toate cele din A le sar. Da? Dacă le am în B. Și le-am sărit foarte bine. Hai că nu putem să scriem chiar tot B-ul. Deci nu putem scrie tot B-ul, dar am știut câte scriem putem sări. Scriem una cel mai mare și încă una în plus. Am înțeles, dar știi, am putea să dăm sub scădere de două. B minus A să fie egal cu fostul B, fostul B minus ce elemente? Că sunt mai puțin deschis, așa am scris multe. E fostul B, tot B-ul. Mai puțin cele pe care nu ai voie de să la le... A. Mai puțin cele de la A, perfect. 12, 4, 6, minus 6, 12. 12. E mai ușor așa. E mult mai ușor, iată ce șmecherie. Și foarte deci, tare asta. Ca să nu-i scrim și să fim atenți. Deci mai puțin cele care sunt acolo. Deci 12. Pe 4 nu-l aveam în B. Nu-l trebuie să-l deci, pun. Nu. 12, 4. Fără 4, că 4 nu l-aveam în B. Ții minte că era gol deja la în B. Deci, deci la 12 era gol. Deci, în B... Nu. De-a spus să nu fie 4, scuze, am uitat-o mică. Așa. Deci, 12... 6. 6. Minus 6. 2, 0. 2-0. Foarte tare. Iată ce deșteaptă chestii. Băi, Mărica, să știi că ieșițul ăsta mi-a umplut inima de bucurie. Mă. Ce frumos a fost. Ce tare a fost. Dar tot tu ai fost muza inspiratoare a mea. Pentru că ai mers cu niște lucruri din aproape în aproape, m-ai sugerat să gândesc un egeșițiu spectaculos. Cu ce rămânim de la discuția atât a lui A cât și a lui B? Ce lucruri importante punctează tu acolo și le spui prietenilor noștri? Cel mai important, dar cel mai important,
cel mai important. Ca să nu vă dea, adică, jos, să nu vă gândiți să... Deci să nu vă gândiți vreodată să stați de vorbă cu o fracție, să stați de vorbă cu o fracție, fără să precizați foarte rapid, dar urgent, urgența numărul 1. Numitorul diferit de... Diferit trebuie de... să fie diferit de 0. Asta e. Deci scrie și tu un cuvinte, scrie că asta e nemaipomenit. Deci scrie așa cu cuvintele tale, cu limbajul tău. Spune așa, ori de câte ori văd o fracție... Deci... Atenție, așa chiar, atenție, sublinează. Atenție. Ori de câte ori văd o fracție... Dar nu pot să zic atenție, două puncte și după aia să zic... să fac o fracție. Să fac o fracție. De exemplu, 0 pe M. Nu. Pentru A mic supra B mic, scrie așa, pentru... Ai scris atenție, da? Și pentru de sus, zici, da. Pentru A pe B, spui, există, adică A pe B există, dacă și numai dacă B diferit de 0. Dacă vrei să scrii chiar numai matematică, eu vreau să spui asta. Să pui ca aul să fie 0? Nu! La A poate să fie orice număr. A poate să fie orice număr. Invers, jos nu se poate. Dar sus se poate să fie 0. Da, sus să fie 0. Nu. Jos să nu fie 0. Ei, dacă au și 0 sau 7 sau nu știu ce... povestea. Ah, okay. Deci atât e important. Există dacă B diferit de 0. Și în paranteză spune, să nu pățiți ca bubu. Că eu n-am pus condiția. Știi bine. Ai zis există. Există. Deci A pe B există. Ai uitat să pui tu. Există. Da, să scriu. Există. Există dacă și numai dacă B diferit de 0. 0. Da? Bun. Dacă și numai dacă B diferit de 0. Foarte, foarte important. Și aici m-am fript eu. Trebuie să recunosc că m-am fript, că când am dat pe A, n-am pus condiția să fie numitorul diferit de 0. Dar bine că am zis eu aia ca în glumă. Și dacă era 0 la numărător? Păi de asta spun. Dacă așa e... Și eu glumă și na. Acum da, două dovadă. Lecții. Încă o dovadă. Dar gluma am exploatat-o, că pe urmă am dat un negheșițiu în care a fost suma aceea. Vezi cum am legat repede de ideea că s-ar putea să fie 0 și 0 pe ceva... face totdeauna 0, cu excepția când acel... Ai zis că nici tu nu mai ții minte, dar tu țineai minte, mai minții tu. Unde? Cu ce te-am mințit? Cu suma aceea? Da, tu ai zis că nu țineai minte, dar ai pus fix minus cât era. Sau numai dacă te uiți în viitor și ai văzut suma calculată. Veni vorba, chiar acum am o chestiune de calculat. Cum îl faci tu pe asta? Să zicem... 13 plus din 4 în 4, 13 plus 17 plus 21 plus 25, vezi că din 4 în 4 am crescut, 13, 17, 21, 25, plus așa și aș vrea să merg, dar nu știu cât